Eu sunt Steaua București. Ana Maria Bărbosu este una dintre cele mai valoroase gimnaste ale momentului din țara noastră. În vârstă de 17 ani, Ana Maria s-a îndrăgostit rapid de gimnastică iar acum se pregătește pentru prima mare competiție de seniori, campionatele mondiale de la Anvers, din perioada 30 septembrie 8 octombrie. Eram un copil uh, cu multă energie acasă, iar mama m-a întrebat dacă mi-ar plăcea să fac gimnastică, m-a dus să văd cum arată sala de la Focșani și mie mi-a plăcut și de atunci am rămas în sală. Ce înseamnă acest sport pentru tine? Ca orice sportiv de performanță a devenit un mod de viață. Când ți-a dat seama că gimnastica e drumul pe care trebuie să mergem în viață? Cred că de când am trecut de pragul de copil și am început să realizez că tot ce fac trebuie să aibă o continuitate și că trebuie să aleg un drum, pot să spun că am din clasa a șaptea, am realizat că ce fac e ceva serios și îmi face plăcere ce fac. Tânăra și talentata sportivă a obținut primele rezultate notabile în 2020 la campionatele europene de junior de la Mersin, din Turcia, acolo unde a câștigat medaliile de aur la toate cele patru aparate. Din vara acestui an, Ana Maria are dublă legitimare, Steaua București și CSS Focșani. European din 2020 în Turcia a fost prima competiție de obiectiv majoră și a fost primul, primele mere rezultate pe plan european, și, dar atunci am fost destul de mică și nu am realizat exact ce s-a întâmplat și, nu știu, a fost cumva copleșitor. Ce înseamnă pentru tine transferul la Steaua? Transferul la Steaua reprezintă o nouă etapă în care mea de sportiv de performanță. Ce ți-ai spus în momentul în care te-a căutat cei de la Steaua? Da, când mi-au spus antrenorii de la Focșani că uh, mi se oferă această uh, această dublă legitimație. Am discutat împreună cu dumnealor și părinții și am fost de comun acord că este un pas pe care aș putea să-l fac. Deși are un program intens de antrenamente, sportiva noastră are timp și pentru câteva hobby-uri, iar vara viitoare speră să bifeze prima sa participare la o ediție a Jocurilor Olimpice. Când avem timp liber îmi place să citesc, să ascult muzică și când mai am timp să și desenez. Ce fel de cărți citești? Ar fi frumos să zic că cele pe care ar trebui să le citești pentru examen, dar pasiunea e mai mult pentru cele fantasy și, nu știu, science fiction. Urmează foarte curând mondiale de seniori. Ce obiective ai acolo? Vă dați seama că, în primul rând, să ne calificăm cu echipa, să fim sănătoase și să reprezentăm România ca fiind o echipă unită.